have a problem. La fel cum am făcut-o pe 20 iulie 1969, să începem să explorăm propria noastră lună. Are 27% din dimensiunea Pământului. Potrivit calculelor, dacă Pământul ar avea dimensiunea unei monede de 50 de bani, Luna ar fi cam la fel de mare ca o boabă de cafea. Chiar dacă este un sfert din dimensiunea Pământului, este doar 1,2% din masa totală a planetei, iar gravitația este doar 16% din cea a Pământului. Adică atunci când sari, să spunem, 3 metri în înălțime pe planeta noastră, ai sări 18 metri în înălțime pe Lună. Nu orbitează într-un cerc în jurul Pământului, pentru că gravitația planetei noastre trage uneori Luna către noi, prin urmare, pare a fi uneori mai aproape de planeta noastră. Când este cel mai aproape de Pământ, numim acest moment perigeu. În acest moment am avea o superlună, un eveniment care are loc la fiecare 411 zile. Luna poate părea cu 14% mai mare și cu cel puțin 30% mai strălucitoare. Rotația sa este sincronizată cu planeta noastră. Asta înseamnă că veți privi întotdeauna aceeași parte a lunii. Acesta este plin de cratere, punctele negre pe care le vedeți când priviți cerul nopții. Acest lucru se datorează faptului că nu are o atmosferă. Astfel, este lovit constant de bucăți de asteroid și comete care zboară în jurul sistemului solar. La fel ca pașii pe care i-am făcut pe luna noastră, ei vor rămâne vizibili milioane de ani. Spre deosebire de Pământ, Luna nu prea se pricepe la a le ascunde. Pământul are ceea ce numim eroziune, procesul în care materialul de pe suprafață este mutat sau dispare complet. Acest lucru se întâmplă din cauza vântului, a apei, a gheții sau a altor agenți naturali. Luna, în schimb, nu are nimic din toate acestea. Acesta este motivul pentru care vedem o lună plină de cratere vechi de milioane de ani. Este de asemenea cunoscută pentru fazele sale lunare, forma pe care o vedem pe cer fiind în continuă schimbare. Se poate arăta în 8 faze diferite. Totul se rezumă la modul în care Soarele, Pământul și Luna sunt poziționate ca unul singur. Aceasta decide în ce fază vedem Luna. Puteți încerca chiar să creați faze lunare acasă, aprinzând o lumânare în mijlocul unei camere întunecate, ținând o bilă albă aproape de lumină și înconjurați-o în jurul ei. Mingea va fi iluminată de lumină în moduri care se potrivesc aproape exact ca fazele lunii. Dar de ce avem o lună? Pentru a răspunde la această întrebare, trebuie să ne întoarcem în timp cu 4,5 miliarde de ani. Nu cu mult timp după ce Pământul a fost creat, planeta noastră a avut un impact masiv cu o planetă de 6100 de km în diametru, numită Theia. A fost un eveniment atât de exploziv încât cantități mari de resturi au început să orbiteze Pământul, ceea ce a format Luna în cele din urmă. Unii oameni de știință cred că materialul aruncat pe orbită a format inițial două luni. Apoi s-au unit mai târziu pentru a forma Luna mică pe care o cunoaștem astăzi. O mulțime de lucruri trebuiau să meargă corect pentru ca o planetă să se ciocnească de Pământ și să nu o distrugă complet. Coliziunea a avut un unghi perfect și o viteză perfectă pentru a crea numai resturi care au format Luna și joacă un rol foarte important. Pământul are o relație foarte puternică cu Luna. Când s-a format în stadiul incipient, era mult mai aproape de Pământ. Dacă ați fi fost în viață și ați fi stat pe planeta noastră în acest moment, ar arăta de 20 de ori mai mare decât o vedem acum pe cerul nopții. Luna are un scop foarte important. Pentru a ne asigura că Pământul este stabil, planeta se mișcă ușor înainte și înapoi pe axa sa. Luna îl împiedică să cadă pe părțile laterale în raport cu orbita sa din jurul Soarelui. Efectele răsturnării planetei ar fi extreme. Temperaturile ar ajunge la noi maxime și minime. Anotimpurile ar dispărea. Nopțile și zilele vor avea aceeași lungime. Marte este cel mai bun exemplu de a nu avea o lună.
Ei bine, are două, dar sunt atât de mici încât au o influență nesemnificativă. Doar schimbări climatice și atmosferice extreme. Imaginați-vă că toată gheața de pe Polul Nord va ajunge până în mijlocul Africii. Pe Marte, axa sa se înclină atât de mult încât gheața de la polii săi se deplasează uneori până la ecuator. Știm că Luna joacă un rol final în existența noastră, dar nu am fi complet pierduți. Ce ar fi Pământul fără ea? Ei bine, chiar și viața ar putea exista. Întrebarea este, am evolua cu viteza pe care o facem acum? Anotimpurile, temperaturile și mareele joacă un rol important în civilizația noastră modernă. Ar avea un impact mare în părți mari ale lumii noastre. Ce se întâmplă dacă tornadele sau alte condiții care pun viața în pericol ar fi o luptă zilnică a existenței noastre umane? Construirea unei noi infrastructuri ar avea un impact economic mare asupra investiției noastre. Dar am reușit probabil să ne adaptăm. Nu este complet sigur cum ar fi lumea fără lună. O întrebare mult mai interesantă este dacă Pământul nu s-ar fi ciocnit niciodată cu planeta Theia, creând Luna. Ce s-ar fi întâmplat dacă acea coliziune nu ar fi avut loc niciodată? Că nu ar fi existat deloc. Fără această mare coliziune, masa Pământului ar fi mult mai mică. O masă mai mică are ca rezultat o atmosferă mai subțire. Am avea mai puțin oxigen, făcând din istoria noastră evolutivă un ritm mult mai lent. Oamenii nu ar fi evoluat așa cum ne știm astăzi. Acest impact a fost poate cel mai important moment care a definit rasa umană așa cum suntem noi astăzi. Tot ceea ce se întâmplă în universul nostru are efecte de neimaginat pe o perioadă extrem de lungă de timp. Este un lanț de evenimente, precum coliziunea cu Theia, care ne face ființele umane evoluate care suntem astăzi și care ne-a oferit luna noastră extraordinară. Voi ce părere aveți? Credeți că am putea trăi fără luna noastră? Și cum ar fi cerul nopții fără lumina ei fabuloasă? Ca de obicei, lăsați-mi toate părerile voastre în comentarii. Apăsați butonul de like dacă v-a plăcut acest episod, abonați-vă la canal dacă încă nu ați făcut-o, dați share să vadă și prietenii voștri și nu uitați că vă puteți alătura canalului devenind membri exclusivi și să primiți diferite beneficii aici pe canal. Ne auzim data viitoare!